Consumată cu mai bine de 3000 de ani în urmă, astăzi, alături de orez, grâu, orz și mei, soia este una dintre cele mai hrănitoare plante. Datorită conținutului său bogat în proteine integrale, este un aliment de bază pentru dieta vegetarianilor, care poate suplini absența proteinelor animale. Proteinele din soia aduc multe beneficii sănătății întregului organism, dar și substanțele sale din conținut, numite izoflavonoide. Acestea cresc flexibilitatea vaselor de sânge și ajută la diminuarea cantității de colesterol rău din corp, prevenind depunerea lui pe vase sanguine. Ea face parte din acele surse de proteină vegetală de bună calitate, care asigură spectrul de nutrienți, spectrul de aminoacizi necesari bunei funcționări a organismului. Cercetările recente au arătat că în țările în care soia este consumată cu regularitate, rata afecțiunilor cardiovasculare este scăzută. În Asia, unde se consumă acest aliment de mii de ani, patologia cardiacă și neoplazică este foarte scăzută. De asemenea, în China, unde soia este un aliment tradițional, infarctul de miocard este de 10 ori mai rar ca în America. S-a constatat după studii bine documentate că neoplaziile de sân, prostată, colon și chiar de plămân se întâlnesc mult mai rar la cei care consumă în mod regulat această cereală. Însă mare atenție, prea multă soia poate provoca dezechilibre hormonale sau poate duce la apariția unor probleme de digestie. De aceea, consumul trebuie să fie moderat.